informez că școlarizează în meserii căutate pe piața muncii pentru băieți și nu numai, domeniul mecanică, pentru fete, industria alimentară, ecolog, de asemenea comerț. În acest moment, voi vă aflați în laboratorul de fizică, aici se desfășoară orele de fizică, unde voi veți face cunoștință cu tainele și le veți studia, tainele mecanicii, termodinamicii, electricității, etc. Eu vă invit să mergem și în alte sări de clasă, pentru ca să ne cunoașteți școala, școală care are o tradiție de peste 103 ani în învățământul de românean. Vă aștept cu întrebări la care sigur noi vom găsi răspunsuri, iar dacă acum voi vă conturați o idee, însă veți dori să aveți mai multe răspunsuri legate de meseria pe care voi poate că veți opta să o urmați, noi avem ușa deschisă și vă așteptăm oricând să veniți și să ne adresați întrebări și suplimentar să vizitați școala noastră. La zero, după care, când dărim sticla de ceas goală,
Această sticlă de ceas mi-a arătat aici care 40,4 grame, da? Și eu vreau să cântăresc 4 grame de substanță. Deci adaug frumos cu lingura, cu spatula, cu lingurița de la chimie, da? Adăugăm substanță până când ajungem la valoarea 44,4. Da? 44,4 minus 40,4, cât are recipientul gol, înseamnă cantitatea de care eu am nevoie să o folosesc în laborator. Le păstrăm aici după ce le spălăm, da? Pentru că în laboratorul de chimie trebuie să fie curățenie, de a fac peste tot, dar, da? Dar în laborator trebuie să existe ordine, noi trebuie să folosim doar ustensilele de care avem nevoie, nu mai multe, să le punem pe toate grămadă. Iar la sfârșit, voi știți că noi trebuie să respectăm și niște norme de securitate și sănătate în muncă, ca să nu se întâmple accidente, pentru că substanțele sunt corozive, sunt toxice, corozive ce înseamnă? Producător sur, nu? La Budapesta, în România, de peste tot, da? Și colecția de vederi este însoțită, să zic așa, și de colecția de macheți, pe aceea o am acasă, și câte o linguriță reprezentativă din acea localitate unde am fost, da? Nu sunt toate, pentru că nu aveam spațiu de depozitare. Nu aveam și de expunere pentru toate. Mai departe, venind după mine, avem colecția doamnei Curagina Georgeta, istoria românilor și două enciclopedii, foarte frumoase, foarte valoroase. Aici colecția de creioane, dar nu este toată, și precizez de fiecare dată, sunt suficiente, nu? De pe unde a fost doamna a cumpărat un creion sau dacă i-a plăcut și din România foarte multe, da? Colecția de șervețele. Aici colecția de ceasuri, tot a doamnei Cura, care are istoria. Acestea sunt cele mai valoroase și de suflet, sunt obiecte de suflet în primul rând, pentru că a fi colecționar nu înseamnă doar a beneficia de o sumă de bani și te duci să cumperi ceva. În fiecare lucru din această sală, pe care noi o numim sală de festivități,
este ceva din sufletul nostru, din personalitatea noastră, din ceea ce facem în timpul liber. Da? Deci fiecare dintre noi. Aici avem doamna Bujă. Doamna Bujă expune o parte din clopoței, din colecția de clopoței, mai are și acasă de colecție de chibrituri. Deci fiecare dintre noi am fi putut să completăm, pe lângă unde vedeți numele sau o colecție, dar asta este suficient. Aici avem doamna profesoară din Eucariotic, profesoară de română, a terminat română-franceză și toate volumele din această masă, de pe această masă, sunt de poezii în română și în franceză, ediție bilingvă. Mai departe, doamna de chimie, ați fost în laboratorul de chimie, da. Minunatele ei și să vă spun că aceste ei sunt lucrate, deci sunt lucrate cu multă răbdare, mult timp, asemenea goblenurilor cu care vom termina colecția, expoziția de astăzi. La goblen să știți că se coase foarte greu. Ați cusut vreodată ceva, fetele, în primul rând? Eu vă spun din experiență, acum 10 ani am mai avut această colecție la un nivel mult mai mare, chiar și la muzeu, și într-un centimetru pătrat, să știți că înfigeți acul de 100 de ori. Da, colecția de tablouri, o să vedeți. Aici avem domnul Becheru, descoperă filozofia, colecția de cărți, dar avem și Chaplin, ați auzit de Charlie Chaplin, da? Bun, tot adânsul lui este colecția întreagă de cărți descoperă filozofia. Este o colecție extraordinară, dânsul mai are acasă și colecția de Jules Verne și alte colecții de cărți. Dar le-am adus pe cele mai reprezentative să vă convingem să veniți la noi la școală, da? Și să vă convingem în primul rând să aveți și voi o pasiune. Poate începeți de la un pix, poate începeți de la un ax să vedeți cum se poate. Sau luați și desenați, poate iese la început, poate nu o să iasă un tablou foarte frumos sau bine creionat. Dar prin perseverență. Totul este făcut cu muncă, cu ore, cu zile, cu ani în care s-au adunat aceste lucruri. Să știți. O pasiune înseamnă timp, răbdare, dragoste și faptul că vrem să vă arătăm aceste lucruri, înseamnă că sufletul nostru merge mai departe de pedagogia pe care am învățat-o în facultate pentru a fi profesor și dorim să vă arătăm din pasiunile noastre ca și voi, după ce terminați orele, la 13, la 14, să vă duceți și să aveți, să începeți să faceți lucruri frumoase. De aici puteți să vă luați idei și să începeți și voi să colecționați. Un timbru nu este foarte greu. La un click găsiți Romfilatelia. Eu și soțul meu cumpărăm aproape săptămânal timbre. Da. Nu este o mare investiție, depinde, sunt timbre foarte scumpe, dar mergem pe timbre accesibile. Sunt unele, într-adevăr, la care, da, am mers și pe ediții limitate, da, pentru că totuși ne dorim acest lucru, să avem de toate. Să fie colecția frumoasă. Și colecția, în primul rând, o răsfoiește acasă tu singur. Eu am canapea în sufragerie și lângă canapea, în dreapta, am un acvariu, care mă relaxează tare mult, dar mă uit și văd colecția de lingurițe, mă mai uit pe timbre, trebuie să mai cumpărăm, mă mai uit pe vederi, Doamne, unde am fost, dar câte locuri sunt pe lumea aceasta. Vă spun, din toate pasiunile pe care le am, consider la vârsta mea că a călători, să știți că este cea mai mare pasiune. Pentru că în momentul în care vezi alte culturi, alte civilizații, alți oameni, vezi cum se comportă, atunci, dacă ești cu sufletul deschis, încerci și tu să vezi ce-i bine. Și îți poți lua un model în viață, îți poți lua un exemplu, da? Și să devii și tu din bun, mai bun, spre foarte bun. Dar aceste trepte, precum acelea așezate acolo, înseamnă timp, răbdare, muncă, perseverență pentru a-ți atinge scopul.
Nu este ușor să ai o pânză albă, da? Sau la goblen, un centimetru gol, să urmărești o schiță și, după o oră, după o zi, după o lună, să vezi finalul. Și, în primul rând, să te bucuri tu și bucuria ta să o împărtășești și celorlalți oameni. Este cel mai frumos. Pentru că nu trăim singuri. Trăim înconjurați de oameni. Aici, să știți că se țin toate activitățile. Am avut o marche dedicat doamnelor, foarte frumos. Dragobete, s-a cântat, s-a dansat, am oferit o floare. S-a primit o floare sau o poezioară printată către doamne și făcută ca un papirus. Le-am oferit însoții de o floare, spunându-l la mulți ani, sincer, pentru că suntem aici să vă oferim. Fiecare, eu engleză, domnul religie, matematică română, franceză, fiecare specializarea. Dar, depășind un pic specializarea fiecăruia, voi veni la noi la liceu aflați și de pasiune. Și atunci, doamna, am și eu timbre, am și eu monede, foarte bine, o să colecționez, am și eu șervețele. Toată lumea cumpără șervețele, nu? Cumpără și folosești 2, 3, 5 dintr-un pachet. Și atunci putem să facem un schimb, da? Și ne prietenim, socializăm, că singuri nu putem să trăim decât înconjurat de oameni. Și am așa un motto. Dacă încerci să faci frumos în jurul tău, dacă pornești cu respect, asta este prima regula mea către elevi și către oameni în general. Dacă ofer respect și vorbesc frumos și vă învăț de bine, evident că și voi veți răspunde la fel. Să știți că nu doar acum, că suntem aici, în această sală, da? Se întâmplă acest lucru și vorbesc. Nu doar eu și colegii mei. Toată lumea este la fel de deschisă și de sinceră și de dornică să vă arate nu doar tainele cunoașterii în matematică, franceză, în engleză. Să vă descopere lumea din jur. Pentru că tot ce aveți voi în jurul vostru înseamnă lumea. Faptul că noi am umblat în această lume și am venit eu cu o linguriță, unul cu un pix, cu un creion, cu un ceas, cu o vedere, da? Înseamnă că am adus lumea către noi. Deși am văzut toată lumea, cât prin jurul nostru, am încercat să ne aducem acasă și să ne bucurăm de ceea ce am făcut. Și vă dau un sfat. Să vă bucurați de fiecare zi, pentru că este foarte frumoasă și de oameni dragi și de voi, în primul rând, să munciți, să ajungeți și voi, încât să fiți modele pentru ceilalți. Că eu pot să spun prin această colecție că, așa modest, suntem un pic modele pentru voi. Model de urmat în timpul liber. Puteți să faceți. Lasă, hobby. Toată lumea spune hobby de engleză, în română, înseamnă pasiune. Da, pasiune ok, faci un sport, da, dar când stai și coși sau așezi timbrele, vederile sau călătorești, toată lumea spune, merg la munte. Poate că ei nu și-au găsit hobby-ul, da. Și încă îl caut. Cea mai mare recompensa mea în această vară a fost că mi-am dorit să ating un vârf. 1976. Vârful Toac. Da, l-am atins. Și a fost, era un vânt cumplit. Și am ajuns lângă acel steag și mi-am făcut o poză, o fotografie. După nu știu câte ore eram transpirată, obosită între soțul meu și fiica mea. Da, pentru că îmi propusesem acest obiectiv. Ca să îți propui un obiectiv, trebuie să muncești către el și să nu lași niciun pic din râd. Așa și voi, obiectivul vostru este acum intrarea la liceu și e în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să adăugați, așa cum noi am adăugat un creion, un pix, o vedere în colecție, voi în fiecare zi să adăugați o informație, să știți mai mult și atunci să așteptați rezultatul. Succes mult de tot! Succes! Da, am descoperit o echipă valoroasă și chiar ne-ați suntem o echipă, da, valoroasă, atenția cu tot ceea ce ne-ați prezentat astăzi. Și vrem să oferim lucrurile de clasă și copiii pe care i-am regăsit. Vă așteptăm cu drag! La diferite activități. Mulțumim! Vă așteptăm mult!
Deci v-a plăcut? Da. Ok. Plecați cu o idee? Trebuie să fim mai buni, trebuie să facem ceva mai mult pentru noi. Pentru că dacă voi încercați să faceți, eu dacă văd unele și îmi spune, doamna, am și eu. Vede. Ok. Poate mă, totodată am cumpărat două. Îți ofer și ție. Pentru că asta este normal, să comunicăm. Și știți cum este, mă uit la voi, să știți că îmi place, în general, să privesc oamenii noi, cu măștine m-am obișnuit să privesc numai noi, comunicarea, face-to-face communication, o să punem și un pic de engleză, is the best. Este cea mai bună, nu? Când te uiți în ochii, ochii se spune că ochii sunt oglinda sufletului. La voi sunt niște oameni minunați care așteaptă. Ați fost modelați, sunteți modelați pornind de la părinți și ați trecut prin etapa școlii generale. Acum vă așteptăm și noi să vă modelăm și să vă oferim finalul modelării în a fi oameni, oameni cetățeni ai acestei localități, ai acestei țări, în care să fiți pregătiți pentru viață. Să nu mergi, gata, altă. 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 Să nu mergi, gata, altă.
Didactica Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu. Vă găsiți în sectorul zootehnic, care constituie materialul didactic pentru elevii de la specializarea tehnician veterinar. Am să vă prezint sectorul zootehnic cu speciile suine, taurine, ovine, cabaline, da? Și clinica veterinară, unde elevii participă la formarea de atitudini și abilități pe baza cunoștințelor transmise de către cadrele didactice pentru formarea în specializarea tehnician veterinar. Bun, vă rog, fiindcă văd că o parte din colegii dumneavoastră s-au îndreptat deja către clinica veterinară, vom merge în clinica veterinară și vom participa la examenul trichineloscopic. Da.
ziua, deci aici noi aflăm un laborator de prelucrare produse de brutărie, patiserie. Am pregătit astăzi, și nu numai astăzi, ci în fiecare zi, în cadrul orelor de instruire practică și respectiv stagii de pregătire practică, practică comasată, produse din aluat ospit, produse din aluat fraged, produse din aluat fluid, practic toate, din toate tipurile de aluat, acoperind în felul acesta cele două calificări care le avem pe domeniul de industrie alimentară, și anume o clasă, avem clasă de brutar, patiser, preparator, produse făinoase, respectiv clase de tehnician în industria, tehnician în industria alimentară. În prezent ne aflăm cu o clasă de tehnician în industria alimentară și câțiva copii de la cealaltă specializare de brutar, patiser, având o activitate destul de complexă astăzi, încă de dimineață. Am realizat produsele încă din ziua precedentă, pentru că astăzi avem și o zi, așa numită ziua, aș putea să-i spun, ziua porților deschise, cumva o ofertă educațională, deci ne-au trecut pragul o sumedenie de elevi din anii terminali din școlile din județ și nu numai, și din municipii și de aici din Alexandria. Acum suntem cam la partea de final. Încercăm să ne facem curățenie, că și acest lucru este foarte important. Face parte din normele pe care trebuie să le respectăm, normele de igienă și veterinare și sanitar-veterinare, că fără astea n-am putea să fim în siguranță cu produsele pe care le prelucrăm și, bineînțeles, pe care le consumăm. Și cam atât aș putea să vă spun despre acest atelier de prelucrare, produse de brutărie, respectiv de patiserie, conform și domeniilor și calificărilor pe care le avem și pe care le-am enumerat mai devreme. Deci brutar, patiser, preparator, produse făinoase, respectiv tehnician în industria alimentară. Ziua Națională a Meseriilor, la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu s-au desfășurat diferite evenimente sub moto Elevii de azi, specialiștii de mâine. Acest moto, și anume Elevii de azi, specialiștii de mâine, este chintesența misiunii Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu, unde elevii se pregătesc în meserii care, spun eu, le asigură un viitor. Un viitor atât
în plan personal, cât și în plan profesional. Aici, la noi, la școală, au venit elevi de la școlile gimnaziale din județ, dar și din Alexandria. Pe această cale, noi le mulțumim și, de asemenea, îi așteptăm la toamnă să devină chiar elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu. Am observat că au fost surprinși de dotarea materială de care dispune școala, de asemenea de activitățile care s-au desfășurat pe parcursul acestei zile. Pe lângă orele de instruire teoretică la care unii elevi au asistat, li s-au prezentat și activitățile practice din ferma didactică. Mai mult, ei au fost încântați de o expoziție de colecții desfășurată sub egida Primăvara Colecțiilor, colecții care aparțin cadrelor didactice din unitatea noastră de învățământ. În periplul lor din ferma didactică, elevii școlilor gimnaziale au făcut cunoștință cu tainele meseriilor din domeniul industriei alimentare, agriculturii, comerțului, mecanici. Vreau să subliniez că Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu școlarizează elevi în 5 domenii de calificare. Și pe scurt aș vrea să vă informez despre fiecare în parte. Aș începe cu domeniul agricultură, calificarea tehnician veterinar, unde elevii, în urma parcursului de 4 ani de zile, ei vor deveni tehnicieni veterinari. Meserie foarte căutată și, a spune eu, destul de apreciată în nomenclatorul meseriilor. Domeniul industrie alimentară. Școlarizăm atât în învățământul liceal, cât și în învățământul profesional. În învățământul liceal avem calificarea tehnician în industrie alimentară, respectiv tehnician în analize produse alimentare. Pentru școala profesională, calificarea este brutar, patiser, preparator, produse făinoase. Domeniul mecanică. Pentru domeniul mecanică, noi școlarizăm în cadrul școlii profesionale calificarea mecanică auto. Domeniul protecția mediului, calificarea tehnician ecolog și protecția calității mediului, unde elevii vor face cunoștință cu tainele protecției mediului, mediul de care toată lumea are nevoie de un mediu curat și un mediu curat și bine protejat. Domeniul comerț, calificarea comerciant vânzător, unde elevii noștri, în urma absolvirii, pot deveni comercianți vânzători și își găsesc un loc de muncă atât în marile magazine, cât și însă își pot dezvolta propria afacere. Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu a dezvoltat și dezvoltă un parteneriat activ cu agenții economici din județul Teleorman, deoarece noi desfășurăm pregătirea practică comasată la sediul acestor agenți, iar elevii noștri sunt viitorii angajați ai agenților economici. Ca urmare, absolvenții noștri își găsesc un loc de muncă foarte rapid și destul de bine plătit.